Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și tuturor celor care nu ne ascultă în direct, mă rog, ne ascultă altă dată pe Facebook sau YouTube. Bun venit la o nouă emisiune, la o nouă ediție a emisiunii Ora de Veche. Sunt Adrian Sturza și împreună cu colega mea inestimabilă, Nicoleta Savin. Nu te ajută, doamne. Încercăm să discutăm afacerile tenebroase ale momentului. Și să încercăm să descălcim lucruri care nu se spun neapărat în presă sau să spun printre dinți. Sunt o grămadă de lucruri de genul ăsta. Păi nu, astea care se zic în presă nu are rost să le mai zicem și noi. Da. Că ne repetăm. Despre ce vorbim? Scuze, n-am vorbit foarte tare. Deci emisiunea asta e mai nefăcută pe genunchi ca altele, pentru că, iată, Facebook a luat-o la nănău, a căzut, a stat jos vreo două ore. Mai aici. Bine. Da, începând cu ora 5 locală a României. Dar pe Glob a fost mai mult la noi, că pe la 5.30, cam așa. Da, cred că băieții noștri, inginerii noștri de la Facebook, poate că se uită la emisiunea asta, că, mă rog, noi am anunțat niște căderi care vor avea loc, credem noi, pentru că lumea se află în război și... Nu e vorba numai de războiul ăsta dintre Rusia și Statele Unite sau Ucraina și sau Ucraina, mă rog, nu că Ucraina ar fi o mare putere digitală și China pe acolo, Rusia, cine mai e, India mai puțin, Turcia, Iran, de israelieni să nu mai vorbim, că toată lumea se află în capitală cu toată lumea. Se războiește cu cineva. Toată lumea are o agendă. Da, mai mult sau mai dar nu e numai asta, concret. Sunt și falii transnaționale, suveraniști versus suveraniști? Versus, nu, păi nu vorbim de ăștia din România, ăștia mazete. Dar vorbim de, există suveraniști. Suveraniști mondial, da. Sunt, da. Există, în Statele Unite, acolo se cer războiul ăsta în principal, versus globaliști. Mai există ce? Guverne împotriva cetățenilor, nu? Ca multe guverne. Guverne împotriva agricultorilor. Companii împotriva, mari corporații împotriva cetățenilor, Big Pharma împotriva ficaților. Nu știu, războaiele sunt pe diverse planuri și sunt totale. Nu prea se iau prizonieri. Asta ar fi una dintre... Până la urmă, totul este pentru bani. Nu. Bani și putere. Nu, uite, aici noi nu credem că e vorba nici de bani și putere, pentru că lumea care duce războaiele astea, încep țin într-o parte, are toți banii și toată puterea. Oameni... Și atunci întrebarea... Pentru după omul de rând, percepția lui, că de asta nu mai crede omul în politicieni. A, toți au venit să se îmbogățească, toți ne... Vorbești de aia români sau de ceilalți? Și de români și din păi afară. Păi nu, că sunt niște lucrurile puțin diferite între noi. Și la noi nu e ca la alții. Eu am spus care e percepția maselor, pentru că așa ajung oamenii să nu mai aibă încredere și odată încrederea pierdută, toată construcția se prăbușește. Stai un pic. Deci, hai să vorbim că lucrurile sunt foarte distincte. Blocul de Est, după părerea mea, e separat de Occident. Ok. E separat și mai e și partea asta. Asia, iarăși, e separată. Țări musulmane, e altă poveste. Fiecare are un bagaj cultural care e diferit. Noi, în România, adică trebuie să fii cretin să mai crezi în guvern, după părerea mea, sincer. După Revoluție încoace. A fost ziua lui Ion Iliescu. Eu, personal... Multă vreme i-am urat să trăiască ca morcov în pământ, dar nu mai fac chestia asta pentru că este contraproductivă. Are crime omul ăsta, după părerea mea, la activ, pe umeri, milioane de familii rupte. Da. Care au plecat după 90. Dacă l-ai citit pe editorul Cotidianului, Se întoarce în mormânt, Rațiu, da, l-am citit. De plânge... faptul că Ion Iliescu nu mai e în politică, da, și îi, da, îi scoate, vezi, doamne, scoate înțelept, albește, îl scoate, da, îl albește, îl curăță. Da, da. Mai are puțin și plânge după el. Da, da. Știi? De, să nu uităm, n-ar trebui să uităm că oamenii, Ion Iliescu, da, deci a luat, Ion Iliescu a fost implementatorul perestroicăi în România anilor 90.
a menținut structurile comuniste, a menținut un control, le-a salvat, le-a pus fundă, le-a îmbrăcat în costume Gucci, a chemat mineri în repetate rânduri, i-a încurajat să vină la București și au venit în repetate rânduri, da? A organizat, după părerea mea, măcelării ale proceselor democratice care apăruseră la vremea respectivă, mineria de tot felul de nebunii, păi cu acelea a ținut, practic a alungat lumea din țară, a oprit capitalul străin să mai vină că s-a temut, vorbește, și a permis construcția cu nomenclatura de partid, de stat și de servicii, construcția României astea pe care o vedem strâmbe azi. Adică e tătucul întregii nomenclaturi, care nici măcar nu l-a felicitat. Deci anul ăsta PSD-ul n-a suflat o vorbă și atunci, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. S-a dus la pupilul Vulpescu și a făcut podcastul și ne-a, da, deci are omul ne-a izbit ăsta, cu vorbe. Omul ăsta are aroganța de a nu... Vine acum și face pe deșteptul și vorbește de parcă e vreo icoană dată jos de pe vreo biserică de-aia pe care o hulea înainte, știi? Dar omul ăsta, așa îl vezi pe om cât este de fals, de înșelător și de narcisist. Ai băgat România în pământ pe următorii 34 de ani, cel puțin până în momentul de față, și în loc să vii să spui, băi, uite, eu am 94 de ani, nu știu, poate că mai trăiesc 100 de ani, poate că mai trăiesc 2 zile, dacă ești un suflet corect, nu? Și vii și spui, bă, da, uite, vezi, chestia asta s-a întâmplat deoarece eu am făcut asta și n-am făcut aia și am făcut aia și n-am făcut. Îți tragi un... Știi? Te pregătești să te vezi cu cine te-ai înjurat toată viața, știi? Basically. Are și tupeul să ne vorbească de iertare. Cumva da, noi da, suntem... Dar vine omul ăsta, nu-și cere iertare. N-are, nu că nu-și cere iertare, n-are nici cea mai mică apăsare. N-are nicio nu-și asumă nicio responsabilitate pentru că, practic, ai îngropat poporul român pe o bucată de timp care e mult mai mare decât ăștia 34 de ani. Ai dat un handicap enorm. România e un popor a cărui viitor pleacă în altă parte. Da. Dacă ești un om care are copii, nu și-și termină liceul, primul lucru la care te gândești, dacă ai ceva bani, e la ce școală îl trimit? Unde? Îl trimit în Olanda? Îl trimit în Marea Britanie? Unde îl trimit? Doar nu o să lasă în România să facă ce? Să facă nimic? Da? Deci în halul ăsta s-a ajuns. Asta e normă. Da? Deci norma este, trimite-i frate de aici că e jale. Asta e produsul epocii Iliescu din 90. Da? Nu e singurul vinovat. Toți suntem vinovați în oricare măsură. Nu vreau să fac aici paușal, că nu e, nu. Da? Eu sunt de acord, dar și când a categorisit capitalismul din România drept unul de cumetrie, și atunci s-a extras. Ori el a patronat. Bineînțeles că a patronat. S-a aflat la butoane atâția ani de zile, da? Și acum vii și spui, și acum fonfăndoct, ca și cum... Băi, tu vii după lună, frate, deci tu ești îmbrăcat în aripi, în penele îngerilor, tu ești îmbrăcat, da? Vii și spui toate alea și zici, te uiți, mă uitam în discursul ăla lui și mă gândeam, bă, ce om, serios? Asta înseamnă să fii cu adevărat narcisist, dezlipit și pui de șarpe. Să nu ți asumi răspunderea pentru nimic din ce ai făcut. Faptul că ai rupt în bucăți tot neamul ăsta, da? Că ești un agent al Moscovei, că ai făcut toate porcările, că ai chemat mineri, ai învrăjbit minerii, bucăți din societatea românească, unii împotriva altora. Da? Unele împotriva altora. De atâtea ori, în mod repetat, da? Că ai patronat toată hoția care a rupt România în bucăți. Nu mai vine justiție. Da? Și vii și ne fonfăne acum. Ok, bine. Deci eu din cauza asta am zis, nu mă, asta merită. Eu i-aș ura la mulți ani, să stea acolo cu minte sănătos. Eu chiar vreau sănătos și cu minte. Pentru că lucrurile se vor termina în câțiva ani de zile, da? Eu aș propune să trăiască așa, cam 106-107 ani. Nu, lasă, că nu vreau, nu, nici asta. Nu, păi nu, să trăiască ca să plătească pentru ce a făcut, de ce? Păi nu, că nu, unde la REA, PPS-ul ăla, ce plătește? Stai un pic, că nu. Deci aici... Mă gândesc că justiția până la urmă o să-i dea măcar 3 nu, zile. Nu, dar trebuie să avem și noi pe cine judeca. Pentru că România, uite la România. Vorbeam cu Paul Palenciar pe Facebook. Păi și nu zic bine să trăiască ca să apuce judecata. Să apuce judecata, dar nu 100 de ani, amin, serios. Zice, de unde? Cât? Are 92. Dacă... Și-a organe din China, nu 4. Da. Nu contează. Nu contează, 90. Vorbeam cu Paul Palenciar pe Messenger. Zic, băi, Paul, zic, mă,
Băi, țara asta nu mai are justiție, da? Nu mă crezi că nu are justiție? Hai să vorbim de ce cred eu că nu are justiție. Da, 94, scuze. Scuze, îl făceam mai tânăr. De ce nu are România justiție? Bun. Judecătoarea Daniela Panioglu, exclusă a 5-a oră din magistratură. Da, nu are. Judecătoarea asta, împreună cu o altă colegă de-a ei, au pronunțat cam ultimele condamnări spectaculoase și plătește. Și ultimele condamnări spectaculoase înseamnă Sorin Oprescu, Puiu Popoviciu, frații creștini îi judeca, acum era pe rol, Lucian Duță de la Casa de Asigurări, lumea dă mai puțină importanță, dar e un dosar super spectaculos, unul din dosarele Blejner și așa mai departe. Sunt fete care au sufluiat în biserică și au permis să condamne niște oameni. Și s-o dai afară a 5-a oră din magistratură după ce ai dat-o de 4 ore afară și pe ea și pe colega ei și de fiecare dată au câștigat în instanță și au fost repuse în funcție, dar cum au fost repuse în funcție? Că am mai vorbit despre asta într-o emisiune atunci când au încercat să fie repuse în funcție pentru că n-au reușit. Deși instanța le-a redat drepturile avute inițial, Curtea de Apel București, deșteaptă foc și comunistă foarte foc, e moșia Liei Savonea, a binevoit să spună că nu mai are locuri la secția penală, unde aduseseră venetici de peste tot detașați, și le-a trimis la secția civilă, unde nu poți să produci daune, că nu e cu bani și cu condamnări penale. Clar. Și nici de acolo nu au avut loc, cum s-ar zice. Pentru că mâna răzbunătoare a unora le ajunge... Nu e vorba de mâna răzbunătoare, mult. Că n-a nimeni nimic personal cu ea. Zic eu. Nu, știi cum zic ăștia? Nu e, domnule, nimic personal. Ok. Bineînțeles că nu e nimic supăra. Personal. Nu sunt de acord cu tine. Voiculescu nu o să ierte pe judecătoarea care l-a condamnat. Da, dar nu e personal. El nu iartă. Nu, cum nu e personal? Nu e personal. Deci nu poți să te atingi de băieții ăștia. Stai un pic. Stai un pic. Cum nu e personal? Ideea de bază centrală, care, mă rog, se manifestă incredibil de clar în ultimii ani, este așa. Până acum regula, sau până acum câțiva ani, regula era, mă, ok, vorbim, facem, ne porcăim, dar nu ne luăm de banii unii altora. Da, da, de acord, nu s-au luat. Deci asta era legea nescrisă a mafiei care patrona România. Dar, bă, nu ne luăm de banii noștri. Păi ce, se pare că acum se ia cineva de banii lor? Nu. Acum au dus-o un pas mai încolo și au zis, bă, uite care e treaba. Bine, nu ne luăm de bani, merge chestia asta, dar nu vrem nici să ajungem pe la Bulău. Șobolanii ăia pe acolo, ușile alea urâte, WC-ul nespălat. Nu e de noi. Da? Oamenii au început să aibă alte pretenții, da? Bă, nu, ce fă? Adică ne iei cu cătușe, ne duci, ne aia, să râdă ăștia de noi la televizor. Păi să-și construiască penitenciar, de ce să le facă statul? Cum adică să ne iei, să ne plimbi cu duba? Vrei să le bagi ăstora românilor în cap că se poate justiție? Bă, tu ești nebun? Nu, terminăm cu prostiile astea. Și au venit un pas înainte. Au dat un pas mai mult și au zis, bă, nu, gata și cu alții. Gata, și tot încătușăm lumea. Noi între noi, ce mai suntem proști? Gata. După care au zis, bă, uite care, și ce facem cu dosarele alea? Că sunt tot fel de dosare. Bă, prescrie-le. Povestea cu prescripția, ne mâncăm emisiunea, n-are rost, o știți cu toții. Și-au dat marea prescriere. A fost o mare prescriere, sute de dosare căzute, mari, grele. Mii, nu sute. Ok. Au venit cu marea prescriere, da? Și acum vin cu ridică praguri la care poți să deschizi. Deci, acum e jaf. Bun. Care e ideea? Din toată, ce transpare din tot procesul ăsta? Treptat, pe ani de zile. Cu reglaje, cu scandaluri, cu bapea mătii, cu porcării românești. Bun. Dar până la urmă s-au înțeles. Da? Oamenii ăștia, incredibil cât de lacom sunt ei, că sunt bolnavi de lacom. Bă, până la urmă reușesc să înțeleagă. E fenomenal. Și treaba, și firul roșu care unește care? Firul roșu este că au construit un spațiu în care nu poți să pui bază pe justiție de niciun fel. Nu există. Da? Acum, spațiul ăsta este un spațiu în care practic tu... caracteristica lui e că se poate orice. Se poate orice. Bagi masoneria în biserică, de pildă.
Lasă biserica. O faci instituție de utilitate publică, da? În baza căreia îi dai, o sponsorizezi, dai bani de la stat, de la contribuabil. Da? Deci tu dai bani de la, dai bani de la cetățeni partidelor, da, care ajung în presă, care mănâncă marou de rigoare. Bun. Toate lucrurile astea sunt pe umerii oamenilor, da? Cui nu-i convine să plece și se pleacă, bun. E un spațiu în care totul e permis și un spațiu în care totul e permis e o ciudățenie foarte, e foarte nefiresc. Pentru că, în general, spațiile sunt create. Aici vreau să adaug ceva. Pe spatele oamenilor cinstiți și care nu fac parte din sistem, pentru că pentru votanții lor nu mai au gălețile de odinioară, săriși să te duci la poartă. Au imaginat cu legi, deci băieții care lucrează în aparatul de stat, normal că îi votează în continuare și le rămân fidel, pentru că primesc mită oficial. Deci ei, ce dăm noi, se duce la angajații de la stat. Angajații din privat sunt cei bătuți în România. Ok. Această nuanță trebuie spusă. Dar nu era cazul să o întrerupem acum. Deci, oamenii ăștia creează un spațiu în care nu sunt reguli. Da? Un spațiu în care nu sunt reguli, totul e permis. Un spațiu în care totul e permis, asta înseamnă că în spațiul ăla nu există Dumnezeu. De niciun fel. Ok? Am plecând de la premisa că noi suntem toți creați cu România, cu tot, ăștia vin și spun, nu e mă, nicio treabă, faceți orice. It's ok. Orice? Orice. Ok. E ce îmi spuneai înainte. Practic, plecând de la premisa logică că tu ești creat și că spațiul ăsta ai făcut după niște reguli pe care le cam știe toată lumea, ajung la concluzia că, bun, și cum am ajuns aici? Păi am ajuns că, uite, între noi și creator s-a inserat un etaj de jeguri care obstrucționează soarele. Da? Bun. Perdea de nori. Să zicem. Și nu mai trece raza. Bun. Bine, și întrebarea e, păi și Dumnezeu unde e? Nu mai ajunge. Ba, ajunge, dar că dacă te-a creat și spațiul ăsta e controlat de sus, bineînțeles că poate să-l ia, poate să facă orice. Că doar e a lui. El ar putea, dar problema e că zid. Exact. Ce să-ți facă? Mizeria asta. Ai liber arbitru. Există un liber arbitru care se dă. Exact. Da? Bun. Și, ok, ce se întâmplă cu el? Bă, nimic. Te așteaptă. Și atunci ideea e că pare să fie, bă, ok, vreți așa, dar aia mâncați-vă. Mâncați-vă. Acum, știi cum e? Și o mâncare, când o faci, o faci cu niște reguli, că nu pui în ea nisip, nu? Are niște reguli, are niște structuri. În momentul în care tu mâncarea aia nu mai respectă regulile pe care le-ai făcut tu. Și zice, băi, nu, noi vrem altfel, de fapt. Nu ne pasă. Ce vrei tu aici să faci cu noi, nu ne interesează. Noi vrem altfel. Orice construcție, inclusiv cea celulară, are niște reguli. În momentul în care regulile nu se mai păstrează, totul este ăla devine un haos. Exact. Mai un haos. Acum, haosul aduce după el distrugere. Acolo suntem, în punctul ăla. De-aia o să vezi toată mizeria asta, de-aia toate termitele au ajuns la butoane. De-aia aveți copil violat de două ori într-un liceu din București și profesorii au încercat să rezolve situația. Ce se rezolve? Discreție. Bun, cum o rezolvi cu discreție? Știi cum am motivat? Asta e cea mai mare mârșovie. Ca să nu complexeze copilul victimă. Dar n-au spus ce spun acum. Deci acum un an, deci primul viol a fost când victima avea 8 ani și băiatul celălalt 10 ani și jumătate și al doilea când ăstălalt avea acum 10 ani și celălalt are aproape 13. Și sunt diferiți. Dar cum s-a putut, cum pui tu părinții să semneze hârtie că nu discută asta în spațiu public și nu denigrează școala? Și ce părinți sunt aia care au semnat? Că profesorii au partea lor de vină, că părinții au partea lor de vină și că un copil cu nevoi speciale ajunge să fie victimă de două ori în aceeași școală, de la două persoane diferite, că acum m-am lămurit. Nu e același violator. Acela a fost transferat. Deci este absolut cumplit.
Și am înțeles că se repetă faza cu o fetiță micuță violată de de adolescentă la Iași. În seara asta a apărut știrea. În orice caz, din cauza că suntem într-o fază de, după părerea mea, de distrugere, și nu trebuie să fii foarte teolog ca să... Ideea e... Nu, dar e cazul care a emoționat toată lumea în ultimele zile și politicienii, vezi, Doamne, s-au dovedit, fiind an electoral, foarte receptivi și au cerut luarea de măsuri. Ce să spun, inspectoratul n-a știut, ministerul n-a știut, nimeni n-a știut nimic. Nu. Asta, ce se întâmplă acum, e bullshit de spălat de PR. Asta se întâmplă în PR. De fapt, ăstora nu le pasă de nimic, nu le-a pusat niciodată de nimic. Statul ăsta, care apropo e făcut din români, nu e făcut din marțieni. Cat ok? Fără. Când zicem, bă, statul ăsta, care mă statul? Sunt niște oameni acolo. Doamna directoare de la liceul ăla nu-i venită după Marte. Deci, ăia, toți ăștia care ne scuipăm în cap unii pe alții, de la ghișeu, ei pe noi și din administrație, care bag mâna până la cot, care se duc pe magistratură și fac porcării, toți aceștia niște oameni care, culmea, mă, nu sunt nemți, nu sunt nici americani, sunt români. Ăștia ne fac nouă rău. Și toată lumea zice, băi, păi suntem, bă, ăștia sunt, mă, nu sunt nemți, nu sunt nepalezi din CSM. Păi zici, bă, vin de undeva și asta e armata romană, tralala, noi suntem colonie. Nu suntem nicio colonie, suntem colonia propriilor noastre secături. Asta suntem. Asta am spus dintotdeauna, că e ușor de a da vina în afară pe nu știu cine. Păi da, normal, dar nimeni nu caută vina de aici, pentru că ne complacem. Și exemplul este al acestor părinți, este absolut inadmisibil să aștept să treacă termenul pe care ai semnat de 2 ani să nu deschizi gura pe subiectul ăsta. Da? Și acum te apucă eroismul și faci grevă. Dar ce ai făcut evident. Atunci? Da? Și de ce ne-ai demonstrat atunci? Nu ți-ai simțit copilul în pericol atunci? E un soi de complicitate cu răul absolut inimaginabil. De fapt, e aderența la întuneric. Nu, nici măcar nu e vorba de aderență. E pur și simplu se întâmplă chestia aia. Adică House-ul are și niște agenți. Ai House-ul. Vorbind în filme acum, dar chiar așa e. Nu. Asta, de ce am făcut preambulul ăsta? Că să nu creadă lumea că ce se întâmplă e din senin sau că e un proces pe care nu poți să-l oprești, nu poate nimeni să-l oprească. Suntem în decădere morală, alergăm cu 50 de kilometri pe zi în prăpastia asta și nimeni, absolut nimeni, nu poate opri acest proces. De ce? Pentru că el a apărut de pe urma dezlipirii de tot ceea ce este moral și bun. Dar noi am luat un caz particular România, să ne înțelegem, e valabil pentru foarte multe. Însă fiecare e pe specific. Cu particularități, cu specific, dar specific. Toată lumea e pe pantă. Noi aici parcă avem mai mult. Zi-mi și mie câte țări reușesc să mențină, să țină legătura bine cu Dumnezeu. Vorbeai de elite, știi? Sau vorbeai de ce? Ridicase întrebarea asta. De ce n-are lumea încredere în guvern? Nu avem cum să avem încredere în guvern, noi. Revit în pizza ai încredere în guvern, că guvernul a fost Ion Iliescu nu știu câți ani, după aia a fost Emilică, a venit și a zis că l-am vins sistemul, că te-am vins sistemul, era la butoane. Fă ceva, dacă dă-i afară pe aia, a plecat înainte de termen, Adrian. Urcă-te pe masă, mor cu ei de gât, fă ceva, că de-aia te-a ales lumea acolo. Nu făceai de ce, că ți era frică sau ce se întâmpla, erai paralizat. Drag, a plecat bine mersi și a făcut Institutul Levant, care este sinecură. Toată lumea a fost mulțumit că a stat cu minte la Institutul Levant, pentru că dacă tot te-a învins securitatea, totuși ai fost numărul 1 în țară, ai avut acces la informații, pentru că avea certificat orniști, o mulțime de lucruri și aveai cu ce să iei de urechi. Ideea pe care vreau să o spun e, mă, ești în poziția aia, spargești tu niște geamuri. Asta mă gândesc și eu. Puteai să faci ceva. Adică zici, bă, uite, nu o să distrug eu pe ăștia, că sunt niște nenorociți, o structură de securitate, niște dobitoci, niște lași, agenți sovietici, ce mai erau pe acolo, da, criminale, pe vremea lui Ceaușescu și a lui Deș, erau niște mocile și niște vierme acolo, ok. Nu poți, sunt mulți, te fac praf. Ok, mă, ia-și tu câțiva cu tine. Înțelegi ce zic? Da. Te duci acolo, îi chemi într-o sală și îi demiți. Nu știu, faci ceva. Ia, rade, bă, fă ceva acolo cu ei. Când te dai jos, trage schela aia după tine. Fă ceva. Da. Ai venit și ai mieunat. Da? De ce? Să câștigi lacrimile doamnelor de 70 de ani? Sau care era treaba? Îți plângeai de mine la televizor, tu fiind cu puterea în mână. Cât aveai tu? Oricum aveai mai multe decât nu știu ce amărât pe stradă.
E, dacă care te investise acolo ca să faci ceva. Dacă se înfuria corespunzător, avea ce să facă. Asta e culmea. E în poziția în care avea ce să facă. Mă, ceva puteai. Plecai cu câțiva. Plecai cu 30 de oameni, tot plecai după tine. Asta este, domnul jos. Emil Constantinescu. Da? Deci, guvernul. Care guvern? Niciun. Care guvern? Elite. Ce elite? Care elite în România, că ăștia au doctorate majoritatea false, făcute la universități de la de 2 lei, da? Uite-te la ei, Hyperion, tot fel de porcării de universități. Am văzut un studiu recent, foarte bine întocmit, deci nu-i duc cu vorbe, cu mediile celor care conduc România, și de obicei mediocri și submediocri, oameni cu note între 5 și 7, conduc oameni de 9 și de 10. Câți mai sunt? Câți mai sunt? Care n-au plecat afară. Că dacă e, știi, da. Eu de-aia am zis, băi, ce... Dar a luat pe instituție fiecare cu cât a absolvit liceu, facultate și așa mai departe. Cu doctorate făcute, lucrau în oraș, făceau doctoratul în alt oraș. Mă, cum fac? Au câte două doctorate deodată, dacă te uiți la ce povestește Valeriu Nicolae acolo, te sperii. Deci nu, treci de râs. Zici, bă, dar totuși, da, impostură, cât încape, contraselecție, cât încape. Asta putea corupție generalizată de pe lună. Putea și a cumpărături de sistem, pentru că o să observi acum, nu pe toți îi apucă, cum să spun, amocul să se ducă la Colegiul Național de Apărare, exact, sau Colegiul de la SRI. Exact. Cum toți care ajung mai târziu în sistem... Trec pe acolo. Dar nu există. Dar nu ai biografia unui, de la secretar de stat în sus, secretar de stat sau ministru sau subsecretar de stat, sau fără Colegiul Național de Apărare. Eventual nu cu doctorate de la Gabriel Oprea. Deci nu există. Da? Deci Gabriel Oprea avea și zicea, dăm sufletul tău să ți-l... Deci știi cum e asta? Ca și când ar fi un administrator secret. Deci toată lumea, există o păpușă deasupra lor, un păpușar, deci, omul... care le zice, tu o să fii ministru, dar întâi trebuie să faci asta. Ca să omul care își tampila flăcăii, da? Și le zicea, bundă, sunt bundă produs, fetele, da? Omul ăla, apare la Denis Rifai, unde discută 5 minute, ce? Despre sprâncenele lui. Cum se vopsește. Da? Și Denis Rifai îl întreabă, da, și cum e cu aia? Și el nu se uită la ea și zice, what? Hai, nu vrem să discutăm și noi despre ce se întâmplă cu România, vorbim despre sprâncenele mele și de păr în nas, serios? Nu zice asta. Da? Și bagă botul la întrebările alea și de bună credință ce e el, începe să discute dacă e bine sau nu să te speli în urechi, știi? Asta, în România anului 2000, nu știu cât, anul trecut. Pe bune. Da. Și toată lumea zice, ai, da, minunat, ce om. Mă, de la turci, de la Canal D, eu n-am nicio pretenție. Cine? De la turci, de la Canal D, care țin emisiuni. Dar nu e vorba de turci, e vorba de români, nu e vorba de turci. Nu, dar tu ca un politic, dacă te duci acolo, de ce te bagi în haznaua aia? Pentru că unde vrea să te bagi? Ce cauți acolo? Nu, da, unde vrea să te bagi? Păi nu, dar e vechea poveste. Un pic, unde vrea să te bagi? De ce se uită românii la porcăria aia? Nu vorbim de canal, vorbim de whoever, televiziunea asta. Dar la ce televiziune să se mai uite românii, Adrian Struza? Băi, știi care e treaba? La care se uită românii. N-ai nevoie să te uiți la televizor. Aha. Acum, în România anului 2024, exceptând faptul că Zuckerberg a dat cu muci în fasole azi, ai, cum să cadă Facebook în toată lumea? Dar numai Facebook, și Instagram și... Păi bine, tot ei, da? Deci tot. Le-a căzut... Tot și Gmail a căzut, deci tot. A trebuit să dea la manivelă două ore să le pună la loc? Stai, că nu e, stai, cine? Acolo, în sfârșit, dar intrăm mai încolo de pe... Deci, în România anului 2024, tu n-ai nevoie să te uiți la nicio televiziune de niciun fel. Păi n-ai nevoie. Ai un telefon? Da. Scoate-l, frate, și caută. Eu nu simt. Nu vorbim de oamenii peste 70 de ani. Ai un computer, poți să cauți. Înțelegi? Ai un telefon, du-te pe Facebook, du-te pe YouTube, că sunt o grămadă de oameni care generează o grămadă de conținut, ok. Nu trebuie să te duci la milogea aia să bagi nasul să vezi tu ce mai vorbesc flăcăi de la România TV, da? Televiziunea unui om care căutat chipurile de România și el se ascunde, bine, mersi, ba la Sinea, ba la Belga, de căutat ce e. Da? Da, e o făcătură. Tot omul ăsta care a avut ieri sau altă ziua de naștere este cel care a instrumentat toată porcăria asta, care a luat România și a scos ultima picătură de sevă care mai era lăsată de termitele alelalte comuniste înaintea lui, că mai era un pic de sevă. A luat-o și a zis, ia-o și pe asta, dă-o încoace. Adrian... Și a lăsat-o ca o cochilie goală, fără niciun fond. România asta acum n-are niciun fel de rost whatsoever. Nu face altceva decât să fie
căpușată, e ca un copac din ăla care e aproape căzut, plin de iedră, care trage mâncarea și seva și sângele din el, da? Și copacul de-abia se ține și iedra e bine mersi. Da? Și cu structuri, cu politică, cu tot ce vrei. Apropo de ce ajunge lumea să creadă, pentru că ori se uită la televizor și ori citește toate aceste mizerii, fără niciun pic de discernământ. Și vreau să spun că toată artileria grea e la înaintare. Scrie Severin aproape zilnic niște mizerii de nu se pot citi. Scrie Octavian Știran. Dar pe ăla e suveranist, da? Da. Severin, care a făcut porcăria cu insula Șerpilor, a ajuns să fie considerat să fie suveranist. Exact. Sorin Ovidiu Vântu, care a jefuit românii și a stat la închisoare pentru lucrurile alea, nu prea mult. Mai nu, și n-a trăit prost la închisoare. Stai, Sorin Ovidiu Vântu ne ține lecții despre ce e bine și ce nu e bine să facem noi și cum trebuie să trăim, da? Omul ăsta care a băgat mâna în buzunar la cât? Sute de mii de români? Ăsta. Și românii au uitat. Adică românul ăla nostalgic îi povestește copilului că era bine pe vremea Ceaușescu și îl face nostalgic. Dar nu-i spune că Sorin Ovidiu Vântu a furat de la toată națiunea și toți plătim hangarale după urma lui. Nu povestește nimeni câți bani a plătit fiecare dintre români pentru Bancorex. Da, mă, dar dacă tu... Știi care e treaba? Dacă tu amesteci... Dacă nu mai ai să faci diferența între adevăr și minciune crase pe care le aruncă oamenii ăștia, ai pierdut barea de direcție. Mă, eu nu-i fac vinovați. Adică tu închipuiesc că un om vine totuși după 8 ore de muncă efectivă, mai faci un ceas jumate până la job și un ceas jumate când se întoarce de la job, are și o casă de întreținut și niște copii de crescut și cât ce-i ceri? De unde să se informeze? Dacă n-ai timp să deschidă ceva, dă drumul la bestia de televizor care ar trebui închisă și aruncată telecomanda pe geam. Și acolo intră o travă și e picurată. Și e foarte greu să te ferești de această picătură. Chiar e greu. Chiar e greu să te duci să zici, băi, eu nu mă duc să mă uit la televiziunea lui ăsta, mă, că ăsta a furat banii securității și face pe deștept, acum, să dă-te o loc. Ei, unii dintre ei, n-au timp. Nu, stai un pic, că nu e vorba de niciun timp. Nu vorbesc de intelectualii care ar trebui să știe. Cine, mă? Ăsta, Felix Motanu, da? Ăsta? Da. Care a făcut televiziuni cu milioane de lei. Vrei 90? Să-ți amintesc că la această televiziune cât s-au dus... Cât timp trebuie să ai s-au tu? S-au dus până și surorile Coposu. Cât timp? Păi foarte rău. Da? S-a dus până și băiatul Dorinei Cornea. Dar cât timp îți trebuie ție că ai muncit pe schelă și ești muci, vii acasă și ești varză, nu mai știi ce să faci cu tine. Cât timp îți trebuie să iei decizia, îl vezi pe Gâdea acolo, care apare în direct, da? Și îl întreabă pe omul ăla și de ce credeți că e România? Și ăla îi spune, din cauza că voi luați bani de la partide și le acoperiți mizerile. Practic asta a spus. La care ăla începe să spună, dumneavoastră mințiți și o să vă închid acum pe loc gură. Da? Și îl taie. Da. Cât timp ai nevoie să iei decizia că ăla spunea un adevăr și că tu, Gâdea, i-a băgat punul pe gură, unde e libertatea presei, unde e obiectivitatea, unde e... Demonstrează de ce, poate că e prost, poate că abar poate că vorbește prostii. Spune, uite, hai să spun eu cum e. Demonstrează-i cu fapte. Nu, i-ai făcut așa. Ha! Cât timp ai nevoie să iei decizia că nu hai pe bune, ai, nu vreau să vă mai văd. Uite că vor să-i vadă. Sau dacă nu-i văd, pentru că am văzut câteva interviuri luate pe stradă zilele acestea, apropo de comasare și ce ne se mai întâmplă, de târguiala asta imensă din care e o vedetă dintr-un domeniu și o pui brusc să fie politician. Gen Monica Iagăr, care a intrat în aur, gen Ionuț Lupescu, care e testat de PNL și așa mai departe. Și oamenii zic că își dau seama că e o măgărie. Și las că știm noi cu cine să votăm. Problema este așa, niciun partid extremist în nicio țară nu ar prinde dacă cei aflați la putere și-ar face treaba. Atât timp cât golanii ăștia de la putere, că așa sunt și nu mă tem de cuvântul ăsta, sunt niște golani și niște hoți, ajungi pe sângele celor din decembrie, da? Care au murit pentru ca să avem altceva în România decât o dictatură, ajungi la putere, la butoane și pur și simplu, odată ajunși acolo, sunt dispuși să calce în picioare orice. Iar omul care a așteptat, i-au fost furate visele, copiii au plecat în străinătate, nu mai are nicio speranță, va vota, ori că foarte puțin se vor duce să voteze anulând buletinul.
punând 7000 de ștampile pe el și de, în felul ăsta anulându-l. Ceea ce e singurul, părerea mea, că e singurul, care e singura chestie de bun simț. Da. Se vor duce să voteze toate soiurile de extremisme. Uh-huh. Chipurile în semn de răzbunare. Uh-huh. Pentru că e foarte ușor acum să faci opoziție și să te dai victimă. Și să spui toată comasarea e făcută ca să mă scoată pe mine din uz, că eu n-am oameni în teritoriu și n-am primar și nu știu ce nu mai am. Și pe undeva sunt și aproape de adevăr. Problema e de ce ajungi tu te duci în consiliile municipale să legitimezi aurul și alte partide extremiste. Te duci în consiliile municipale unde vrei în orașele mari în țara asta și era o cârdășie între toți. PSD, PNL și PMP, care mai aveau încă ceva oameni în consiliu pe vremea Băsescu, erau cârdășie acolo absolut nesimțită. Și este, că n-a murit. Uite, acum, de pildă, n-a trecut bugetul la capitală, pentru că să le scoase din teacă. Normal, îl faultează pe Nicușor, dar tot cetățeanul are de suferit. Pentru că dacă nu-l votezi până în 10, după aceea nu mai ai timp să faci o mulțime de lucruri. Problema nu e lipsa de timp. Problema e că căutăm adevărul în țara asta? Nu-l caută nimeni. Păi aia e problema. Că adevărul e Dumnezeu. Nu-l dorește nimeni. Adevărul e Dumnezeu. Tu când vezi pe Nicușor Dan că vine și zice, bă, uite, eu fac ce nu face nimeni. Am săpat aici pe București, ăsta niște găuri, că n-a vrut nimeni să bage în 30 de ani. În primul rând a scos capitala din faliment. Nu te în primul ăsta, era pe care o băgase fir. Bineînțeles. Da? Și nimeni nu spune, bă, dar femeia aia făcuse niște companii, băgase bani acolo cu mâine și cu picioarele. Bineînțeles că erau tot felul de aranjamente dubioase. Acolo era clientela de care îți vorbeam eu și te-ai supărat. Avea hotărâre definitivă, tante, fă ceva cu firmele alea, pe care nu a respectat-o. A schimbat legea din mers. Da? Bă, deci a venit și a schimbat legea că nu mai trebuie majoritate calificată, ci majoritate simplă, și majoritate simplă a obținut. Și de-aia au rămas companii. Și ăsta a venit și a zis acum, bine, mă, uite, fac eu ce n-a făcut nimeni, mă dinamitez politic, o să facă, fac. Și a început să facă găuri pe străzi, ne face trafic cu praf la toți pe aici. Și trage niște tulume ca să aibă oamenii apă caldă, oamenii care nu știe dacă îl vor mai vota. Da, dar lumea deja îl înjură. Eu nu bag mâna în foc că va mai fi votat. Nu vor vota, să vezi ce înjurături sunt pentru el. Dacă nu va fi votat, știi ce se întâmplă? Tu, practic, taxezi omul care îți vrea binele. Exact. Care a făcut ce n-au făcut toți măgarii care au fost pe scaunul ăla de 30 de ani. Ăsta a zis, ba, nu știu, mă-mi bat picioare, fac ce... Și s-a aruncat politic din avion. Și tu vii și spui, ce mă, tu vrei să faci treabă? A, marș de aici. Și atunci istoria vine și zice, ce mă, voi vă dați... S-ar putea să te las să faci treabă, dar în termenii mei, adică să-mi respecti mie interesele. Vine istoria și zice, ce mă, voi vă trădați toți oameni, toți conducătorii care fac lucrurile cum trebuie făcute? Da. Păi hai că vă dăm doi la alții. Toți conducătorii care respectă legea, pentru că să știi că dacă faci, dacă le promovezi doar interesele, ești lăsat să faci. Hai că vă dăm doi la alții. Da. Și România acum are doi la alții. Și după ce am trădat, dar ne-am rupt în istorie, noi nici nu mai dăm seama că ne trădăm pe noi. Suntem atât de prinși în supraviețuirea asta, încât e clar că din cauza supraviețuirii noi deja am murit. Cum să spun? Și aia aia e pedeapsa și damnarea pe care istoria zice, ce mă, voi supraviețuiți făcându-vă frate cu dracu? Da. Păi da mă, dar voi sunteți creați de Dumnezeu, de ce vă duceți la dracu? Păi că scrie în manole ăla, că așa a fost puntea, cu oameni. Da. Băi, treceți, ia vedeți cum treceți voi puntea când v-ați făcut frate cu dracu. Și ce o să fiți în partea alta punții? Că nu o să fiți creație. În orice caz, nu creația lui. E creația lui la altă. It's ok, nicio problemă. Ăștia suntem. Dar toată lumea ar trebui să fim clari. Da? Nu vrem adevăr, da? Și când vine, îi închidem ușa în nas și îl bârfim pe la televiziuni? Păi adevărul, fraților, e Dumnezeu. Și dacă voi îl bârfiți și îl faceți în toate felurile și îl răsuciți și îl contorsionați și puneți bodniță și hamuri, gândiți-vă cui faceți chestia asta și ce se întâmplă când o faci de 40 de ori, și de 1000 de ori. Și care e plata? Că nu există. So dar nu există nicio problemă. O astfel de blasfemie și nu trebuie să fie, fără să plătești pentru ea. Vorbesc cu redacția, zice, băi, lumea e tristă, că uite câte porcării se întâmplă. Dar de ce suntem triști? Da. Putice, sunt o grămadă de jurnaliști triști pe Facebook. Bă, suntem triști, nu mai știm, depresie, uite, toată, să năruie tot, nu mai nimic. Păi da, dar de ce sunteți triști? Hai să fim bucuroși. Nu. Pentru că e un proces legic.
Adrian, eu cunosc persoane care n-ar trebui să fie triste. Ai altă poveste. Că și cine? Se declară triste. Oarele. Nu e singurul. Lasă-mă în pace. Tone. Sunt tone. Nu, lasă copii. Nu vorbim de, lasă copiii. Nu vorbim de ipochimeni. Nu vorbim de ipocriții ăștia. Nu vorbim de asta. Deci, nu vorbim de persoane. Tonul presă îl dau persoane care și aprobarea din presă vine de la persoane care sunt deja vândute. Iar copilul cu suflet curat, de care vorbești tu că sunt destui. Da, sunt. Așa. Copiii care nu au cuvânt de decizie, da, în presa respectivă, în media, da, respectivă, sunt amărâți pentru că nu, simt... Nu, dar nu ar trebui să fie amărâți. Nu ar trebui să fie, dar ei se simt amărâți pentru că, practic, tot ce a fost visul lor pentru meseria asta, că au venit să o facă cu drag, da, e altă se năruiește. Dar trebuie să înțelegem toți că construcția asta, Fellini, mai știa și vreo două. Mm-hmm. Am vorbit de filmul ăla de multe ori. The Rehearsal. Repetiția. Da. O orchestră adunată într-o biserică, culme, care, mă rog, repeta pe acolo nu știu ce chestii și biserica se demola de afară. De parcă trebuie să-ți bagi de ăștia, nu te prinzi. Da? Se demolează. Ok? E un proces, ăsta e... Nu e bună construcția asta. E roasă la rădăcină. Da, baza e putredă, tătuță, da. Ce ai pus? Ce ai pus? Ai niște bolovani? Nu, niște lemne. Au putrezit. Ok? O să cadă. N-ai ce să plângi, n-ai ce să regreți. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci e să stai drept și că, știi cum e, dacă scade un etaj în cap, te întâlnești cu cine te întâlnești și să poți să te uiți în ochiul lui. Că dacă nu poți să te uiți în ochiul lui, e o problemă. Mare. Da, asta e tot ce poți să faci. Și în rest, să faci bine și să, ce, să-ți ții prietenii și apropiații și cei dragi și să-i ții să nu facă tâmpenii. Și în rest, să știi că eu n-am vrea să discut de intern nimic. Că toți, ce nimic, să discut toți ipochimenii vor mărire. Hai să discutăm o chestie. Ia uite aici. Lumea zice că... Eu zic să mergem și la externe. Dar lumea zice că se fumează mult în România. Europa liberă. Apele reziduale din București. Droguri poartă. Restul de cocaină, cel mai mare nivel în apele capitale. Asta te rog, deci asta demonstrează cât de bogată e populația. Se trage, da, pe nas la greu. Deci, cocaina este cel mai scump drog. E drogul bogaților, în orice țară a lumii. Mm-hmm. Toată lumea, dacă se droghează asta de rând, se droghează cu ceva mai puțin costisitor. Când ajungi ca în apele reziduale, pe locul întâi, la procent de prezență, și când are lumea bani, să fie cocaina... Asta spune totul, bă. Are bani, că dacă mergi pe șosele, zbară la bară, zici că nu mai muncește nimeni, dacă intri în crâșme, sunt în continuare pline și dacă n-ai o rezervare, nu reușești să te duci să mănânci decent undeva, dacă ai vrea să strici banii pe un restaurant și așa mai departe. Adică, în țara asta se trăiește bine și se fumează cocaină, multă. Nu se fumează, cred că ce o tragi pe nas. Sau nu știu cum se face, că nu știu cum arată. Se fumează cocaină, nu mai vorbi, că te aud ăștia râd de tine, la copiii ăștia, înțelegi? Eu uite-și pe doamna asta, săraca, nu știa cum. Păi noi nu suntem oameni serioși, nu consumăm droguri, da, se consumă, se trage pe nas și se face cu ea. Trage pe nas. Așa. Deci dacă ajunge în apa reziduală, îți dai seama cât a fost în organism. Da. Da. Ce să faci? Și care e procentul ăla? Că și urma de, dacă tot ești cu textul în față? Ketamină. Sau de, pentru cei care, nu, urma de ketamină, dar care e procentul la cocaină? 176 de miligrame pe zi la 1000 de locuitori. Aoleu, e mai foarte complicat. Mult. Nu știu, mult, e puțin. E foarte mult, Adrian. Nu știu dacă e mult. Este, Adrian, că gândește-te că mare parte din cocaina asta rămâne în corp, nu se elimină. Foarte puțin se elimină în urină, care după aceea se regăsește în apa reziduală. Interesant că la ruși, mă zice oameni, dar și dacă stai să te... La ruși se fumează mult... opiu, hașiș, porcării de-astea, mai mult pentru dacă n-ai bani, atunci te dai un pas mai în jos, așa mai... Te duci la etnopotanice? La ce? Nu, da, te duci la porcării chinezești. Aha. Și sau crocodil. La ce mai? E o porcărie care cred că era de 10 ori mai... acum câțiva ani era de 10 ori mai ieftin decât opiu sau ceva de genul ăsta și hașiș. Problema e că e o chestie pe care o amesteci cu benzină, dacă îți vine să crești, tu injectezi. Aha. Și numele vine de la faptul că pielea ți se face solzoasă, așa și verde, ca de crocodil, aha, de unde și numele. Și interesant e că erau câteva zeci de mii de oameni care băgau porcărie de aia, dar îți putrezesc mușchii și oasele. Păi te zombifici. Și în 6 luni cam mori. Ăsta e drogul la zombi, înseamnă de care... Nu, aia e altă poveste. Nu, sunt o fel de minunății.
Mai sunt tot fel de din astea sintetice, cheddo, ca doi. Este o grămadă, nu vrem să cădăm. Și pe nare, prin România se trăgea la nas, la greu, și erau fabricile de vise. Alea erau niște porcării oribile. Și încă n-au dispărut cu totul. E o modalitate de a face tinetul varză. Pe termen lung. Haidem pe politica externă puțin. Externă. Uite-mă. În primul rând trebuie să punctăm cum a fost înmormântat Navalny. Trebuie să-i dăm 2 minute. Îi dăm, săracul. Nu atât lui, că Dumnezeu îl va onora cum trebuie, cât rușilor de ispravă care au riscat mult ieșind în stradă și expunându-se, pentru că am înțeles că în cimitir s-a intrat, dar după ce s-a prezentat buletinul la control. Care buletina a fost băgat în baza de date, așa că toți băieții ăștia în următoarele luni vor fi vizitați. Adică au semn. Nu știu asta, dar oricum undeva ceva în Rusia, e Rusia. Se făcea emisiuni la televizor înainte de mormântarea lui, la radio sau pe net, mă rog, înainte de mormântarea lui Navalny, în care se explica că dacă te duci acolo să asiști la mormântare, să iați ce trebuie să faci, ce să ai acte la tine, să ai telefonul încărcat, să nu rămâi fără baterie, să-ți contactezi imediat dacă ești să-l... Adică ăla e nivelul, da? Adică, frate, te duci acolo, vezi dacă nu știe nimeni dacă te mai întorci mâine sau nu. Ceea ce în sine face din toți oamenii care au asistat la mormântare să faci un fel de rebeli împotriva injustiția. Nu vorbim de regimul lui Putin. Că bine, acum să nu vă așteptați că regimul lui Putin va fi lovit, pentru că sunt câteva picături într-un ocean. Ce nu înțeleg? Știi ce? Era un general american care zicea așa, zice... Dom'le, ruși ăștia sunt foarte inefectivi, apropo de Ucraina. Zice, sunt foarte ineficienți. Armata rusă zice, cum de n-au distrus niciun convoi cu arme din Polonia, venit din Polonia spre Ucraina. Știi? Și stai și te uiți așa și zici, măi, ineficienți vrei să zici. Da, ineficienți, cum am zis? Inefectiv și nu înțelegeam. Da, ineficienți. Cum ajunge o armată? Au o armată mare, au 2 milioane de oameni în armata aia. Cum ajunge o armată de 2 milioane de oameni și cu nu știu câte focoase nucleare, care sunt disperați cu forța aia militară, nu sunt pacifici de niciun fel, da? Rusia este despre forță brută, da? Mușchiul fără creier. Asta e Rusia, ok? Și de pumn băgat pe gât, asta e Rusia. Cum ajungi tu, ca să zici, bă, tu trăiești prin forță și pentru forță și, de fapt, despre asta e vorba. Să nu poți rade un singur convoi logistic venit din Polonia. Nu-i puțin ciudat? În momentul în care tu ai superioritate aeriană, că au avut-o până când au venit sistemele Patriot, dar nu sunt foarte multe. Nu te supăra. Păi, debate-vă acum dai cu bățul ce aperi, știi? Stai, că e ciudat. Iau niște sisteme Patriot ucrainieni trimise de care cum. Doar că au scăpat de 10 avioane în 6 zile. Citeam undeva că numai... Sunt avioane scumpe de milioane, de zeci de milioane de euro. Și de, și de niște nave. Numai alea însumează 400 de milioane în 10 zile. Plus piloți, mai punem că vreo 200 de milioane. Da. Faptul că nu poți să le refaci. În sfârșit. Dar cum tu, atât 2 ani de zile, ai ras clădiri ca nebunii și n-ai reușit să oprești convoaie logistice cu armament care intrau în Ucraina? Nu e puțin ciudat? Ba da. E puțin ciudat. Când te uiți la războiul ăsta, zici, mă, voi sunteți serioși despre războiul ăsta sau vă faceți că duceți războiul ăsta? Că din partea americanilor e clar că e pus pe gheață, da? Deci tu puteai să țipă, cine țipă? General american, țipă, dați-le mă rachete de rază toți peste 300 de kilometri, o să facă praf cu ele bazele din Ucraina, din Crimea, da? Și o să facă Ucraina de neținut pentru ruși. Și trebuie să-i dea drumul, că n-au ce să facă. Și that's that. S-a terminat în secunda 2. Deci toată lumea nu vrea să-l supere pe Putin. Dar nici Putin nu vrea să-l supere pe Stai un pic, da. Vrei să-l supere sau nu vrei să-l supere? Păi nu vor să-l supere. Păi hai să ne culcăm atunci. Adică știi cum văd eu Ucraina luptând în războiul ăsta? Fraierul după front luptă cu o mână la spate. Evident că luptă cu o mână la spate. Pentru că tu nu-i dai la timp ce are nevoie. Acum s-a raționalizat, dacă poți să-ți închipui, să raționalizezi muniție. A ajuns la fundul sacului. Da? Deci raționalizez, adică trag dacă simt eu că... Bun, da. De ce dacă simt că o să mor din următorul... Eu nu cred că există general american care n-a studiat Sun Tzu.
toți au studiat și toți au prevenit ce și cum. Și omul ăla în carte îți spune așa, mă, dacă te apuci de război, trebuie să fii foarte serios, nu te joci cu război. Dacă ai scos sabia din teacă, acum dă-i cu ea, că nu trebuia să o scoți. Deci cum eu nu fac de vină Ucraina care a crezut un Occident care a zis suntem cu tine cât va fi nevoie. Cum faci tu să păstrezi fața aliaților tăi când tu zici da, Ucraina vă dăm, vă facem și după aia zici bine, hai că stai ne că mai gândim. Gândesc. De fapt nici nu. Și Putin pe de altă parte are superioritatea aeriană, dar nu o folosește cum trebuie. Se face că distruge, nu distruge, rade clădiri ca un... Da, rade clădiri ca turbații pe acolo. Ok. Pe mine chestia asta mă face... Nu pot să cred că oamenii ăștia sunt toți decerebrați. Se ocupă de război de zeci de ani și sigur sunt mult mai buni la treaba asta decât mine. De acord cu tine, ce se întâmplă atunci? Dar e ceva ce ne scapă. Nu? Cred că ne scapă tuturora. E ca... Știi cum e cu milițiile alea Houthi, care sunt niște amărâți în sandale... care au pus mâna pe niște drone și pe niște rachete iraniene, n-are importanță de unde vin. Și trag cu ele și știi ce fac? Terorizează un întreg trafic de nave pe acolo. Și stai și te gândești, bă, da, nu există portavioane? Știu eu vreo câteva. Nu există portavioane? Nu vrea nimeni să facă curat pe acolo? Că până la urmă băieții ăia ridică... costurile de transport ale tuturor, noi ăștia de aici. Da, și... Plus că sunt ilegale, adică, bun, ce faci? Distrugi nave. Bă, cine ești tu să distrugi nave? Tu ai niște probleme acolo, ok, ai niște supărate, deci îți distrugi navele. Mai, ultima navă și chiar scufundată e sub pavilonul elvețian. Nu are nicio treabă cu război. Alo? Sunt multe lucruri absurde, și zici, Adrian. Și știi ce se întâmplă cu lucruri de genul ăsta? Pui economia pe butuci. Încet, încet și sigur. Nu o faci. O faci așa. Un pic de aici, un pic de aia, un pic de aia la altă. Vine Putin, zice, gata, asistăm exportul de petrol, îl arunci în aer tu, după aia îl sistează el. După... Când lanțul de distribuție îl dai peste băgăm cap. Băgăm o criză. Cum băgăm să? Un green deal, băgăm, da? De-astea. Da. Și o luăm de acolo. Da? Până la urmă zici, bă, ok, nu poți da jos. Îi rupi câte picioare are masă? Aia, păi 15. Păi rupe și începe tu să rupi din ele. Un pic de acolo, un pic de acolo și se face bun. Și când nu te aștept să cadă la un moment dat, eu mă aștept. E o țară în care... Și dacă nu cade totuși economia, mai întâi și mai întâi cade Facebook-ul. E o lume în care dacă noi am învățat să avem gândire critică și să ne punem întrebări, ne-am găsit foarte multe răspunsuri. Din nefericire... Păi, da, vrem sau... Nu, păi asta e. Din nefericire, lumea a dat gata și ce spuneai mai devreme, nu caută adevărul. Ia drept adevăr toate minciunile propagate, fără niciun fel de discernământ și eventual s-a și la belegată pe minciunile pe care le-a auzit. Știi care e culmea? Nu doar că le consultă, le cred și devină Dumnezei adevărurile astea. Moscova, Rusia și China vor să amplaseze un reactor nuclear pe în lună. Spațiu. În următorii ani. Nu în spațiu, pe lună. Știu. Pe lună. Acum, eu am niște întrebări, că eu sunt inginer de felul meu, nu sunt intelectual, vorba unui prieten. Bun. Prima întrebare. De ce? Aveți, încălziți mâncarea la reșou acolo? Există lume multă? Și le e frig? N-am înțeles de ce. Bun, hai să zicem, nu contează, mă, bine. Nu pricep cum motivează. Vrem noi să facem, da, ne încălzim la reșou. Ok. Ok. Aveți pe acolo cărămizi? Și noi nu știm? Sau le aduceți de pe pământ? Sau le faceți acolo? I don't know. Că proces prin care tu zici, bă, e nisip mult pe lună și facem niște chestii din el, facem niște bucăți de sticlă, așa, și da, trebuie să le topiți cumva, nu? Sau ce faceți? Le încălziți cu lupa la soare? Deci cum cari materialele de construcție? Doi. Băi, hai zicem că le cari cumva, le faci așa cu mâna și ele se întâmplă. Și reactorul ăla e gata, uite așa. Ha! Ok. Îi dați drumul? Da. Există uraniu pe lună? Că eu nu știu. Dar să zicem că bun, îl aducem și pe ăla, cum am adus cărămizile. Ok. Cu ce răciți reactorul? Că se mai încing măgăriile alea. Și trebuie, toată lumea știe că reactoare nucleare le faci pe lângă o Dunăre, pe lângă un ocean, pe lângă o... De ce? Pentru că ai nevoie de apă multă.
și o fi apă acolo și nu ne-au spus? Răcesc cu aer? Nu, că ajuns să te întreb, mă, stai așa un pic, cât de cretin poate să ne creadă sau ce-i cu știrea asta? Sau poate că eu sunt cretin și restul lumii știe, pot să-mi spună și mie să mă lămânească cineva dacă poate. Întrebarea principală, îl ții minte pe Elon Musk când a zis că el aduce 2 milioane de oameni pe Marte? Da. Ok. Și de, spune de în continuare. Da, da, de ce? Nu știu, n-am deci la ce le folosește chestia asta din spațiu, e n-am frumos, înțeles. E tot ce vrei, dar... Dar poate este de fapt o armă pe care vor să o folosească și de acolo țintesc mai ușor sateliții și toate cele. Asta cu Luna e clar ceva care... Dar nu poți să, de-a păcât a pus să vorbește, zice lumea că ești nebun. În sfârșit. Și știi care e treaba? Te-ar asculta șoșocarii, dar... Ei nu te ascultă că tu o înjuri pe doamna respectivă. Și atunci, de fapt, te ascultă nimeni, că băieții gen... Deci, ei motivează eu, așa, este urgent ca comandamentul nostru să pledeze pentru furnizarea de noi capabilități și capacități speciale, spațiale, pentru a păstra un avantaj competitiv de durată. Tu înțelegi ceva din limba asta de lemn? Ce să... Uite da. De la Rusia. Statut de clasă mondial în toate domeniile tehnologiei spațiale, cu excepția câtorva domenii. Deci, explicațiile sunt, domnule, la ce vă trebuie? Ce este ăla? Că este o investiție. Și hai să ne amintim, Rusia a trimis recent pentru partea nevăzută a lumii... Da, n-a mers. În Polul Sud. Care a căzut ca un bolovan și s-a spart, s-a făcut bucățel. Cu India. Da. Și India a reușit și Rusia nu. De ce? Stai un pic. Era concert acolo? Ce se întâmplă? De ce? Da, la de chiar în aceea zi? Se grăbesc. Deci ai două țări care trimit o bazbuzuchie pe lună și o coincidență în care... Coincidențele în care te gândești, mă, pe bună. În aceea zi. Și fără echipaj uman reactorul ăsta nuclear, operat de inteligență artificială, ca să știi. Adică te la... Operat de inteligență artificială. Now, what the hell does that even mean? Ce înseamnă asta? Că asta e, știi că e bullshit pentru oameni de aia care zic și deja să sperie tot, nu mă bag, nu mă pricep, sunt varză. Păi eu nu spun mai multe că eu sunt filoloagă, deci citesc aici, nu înțeleg nimic. Operat de inteligență, deci cu totul și cu totul automatizat. Asta vor să zică, dar folosesc limbaj din ăla bombastic, așa cum folosesc IT-știi, așa cum folosesc de băieții din justiție să nici nu mai... Nu vorbim de România aici, da? Mm-hmm. Ca să țină, era să spun un cuvânt nasol, lumea afară, știi? Mă, da, fugi de aici, că tu nu știi ce... Uite, noi învățim niște termeni aici care sunt foarte simpli, dar tu nu trebuie să-i știi. Mm-hmm. Da? Pentru că dacă te sperii de cuvintele astea, stai deoparte și ne lași pe noi să te golim de viața din tine și ți-o mâncăm pe toată și să o scuipăm. De ce? Pentru că avem niște... Avem mai multe amante decât tine. Și nu, avem 3, dar vrem mai multe, nu ne ajung. Ok. Și acum să revenim la treaba asta pe care mai toată lumea discută. Minute. Spioni ruși înregistrează o reuniune secretă germană. Și o dau și publicitate. În care se vorbește despre cum vrea Berlinul să trimită rachete în Ucraina. Stai puțin. Deci, hai să spunem că ai făcut performanța, să-i înregistrezi, dar ei în casă stând de vorbă. Nu, stai un pic. Dar de ce o dai publicității? Păi, să ieși rus. Da. Adică tu vrei să-i prins, stai un pic. Te-ai prins pe aia, pe goarnă și zici, uite ce vor să ne facă ăștia. A, ziceți că nu trimiteți nimic, ți-ai mama. Dar tu ești general sau ce ești? German. Și vorbești public pe WebEx, pe ce? Pe Google Talk, pe linii deschise. Unul dintr-o cameră de hotel, tu ții într-o cameră de hotel strategii. Reuniuni în care dezbați planuri secrete, cum o să dai tu cu bombardeaua, nu știu ce pot jos. Acum, stai puțin, astfel dintr-o de planuri cameră de hotel. Le discută, cred că, până și statul major al nostru, general, care e mult mai subțire decât al lor. Adică orice țară se întâlnește și ia toate posibilitățile de la cele mai mici riscuri până la cele mai mari riscuri, da? Ăștia sunt niște ofițeri care n-ar trebui să respire ce nu trebuie. Da, n-ar trebui. Deci dacă tu îmi spui mie că ăștia n-aveau briefing de securitate și nu li se spusese, bă, nu cumva să vă prindem cu telefoane de alea și de alelalte, dacă tu îmi spui că mie că asta nu s-a întâmplat, eu întotdeauna am zis că von der Leyen a rupt armata
germană în bucăți. Nu, dar Boris Pistorius ăsta care e ministrul... Never mind the Boris Pistorius. Nu, mai vine și spune că, vezi, Doamne, Germania e victimă a unui război hibrid. Da, bine, dar... Deci, adică voi nu vă apărați coțcăria? Nu știți să vă securizați? Întrebarea numărul 1 este, oamenii ăștia sunt în carceră, sper. Nu, sunt liberi. Exact. Scandalul continuă, dar câinii latră și caravana deci asta. Ăia trebuiau băgați, arestați pentru divulgare de secrete. Involuntară, fac, da, involuntară poate. Da? Păi nu știm încă. Păi și Scholz trebuia luat pentru ce a vorbit despre Marea Britanie. Nu te supăra. Că tot divulgare de secrete. Tu, Scholz, l-au întrebat pe Ben Hodges de asta, la un ceva, un post britanic. Cu ce crede? Deutsche Welle, cred că l-a întrebat. Și cum comentați că și-a da, zis... Da, Deutsche Welle a fost interviu. Deutsche Welle, foarte bun interviu. Da. Ben Hodges, care e în Frankfurt acum. Well, ce face el în Frankfurt? Sunt convins că... La cartierul general unde se împartă de ajutoarele de care pleacă spre Ucraina. Privește rațele alea din Frankfurt și le dă niște mâncare. Normal. Și vine și zice, păi da, da, ce faceți voi? De ce? Da? Deci v-ați consulta cu britanicii? Că dați de la ea din casă. Și asta e punctul de vedere. Deci voi dați, voi nemți, tu Scholz, dai de la ăia din casă. De ce faci asta? Că prost nu ești, nu ai cum să fii de prost. Nu există. Nu se întâmplă asta. Scholz nu e un prost. Are un trecut, nu știu dacă ai urmărit. Roșu. Exact. Foarte roșu. Și o spune. Da. O spune. Mai roșu decât al Angelei Merkel. O spune așa, cum o spun americanii sau anglosaxonii când vor să fie amabili, dar și să-ți transmită că nu e nimeni prost în cameră. Și ți-o spun. I-am da? Mers la păscări, pe e, ești rote. Rote, nu Merkel, ci rote Scholz. Ok, da. Bun. Și ți-o spun. Dar întrebarea e, tu ai făcut chestia aia, tu Scholz, ai dat pe goarnă niște planuri ale britanicilor, au oameni acolo, nu contează. Tu ai sabotat alianța, de ce? Ca să te război. E un război acolo, da. E un contention acolo. Tu ai fost presat de ceva, să faci ceva și timpul în care dai... pe front mor niște oameni, pentru da. Că noi avem orgolii care e în față. Bine, da, ce că e Rusia, nou? Că e, da, că e Franța, e că e Germania, că e Marea Britanie. Ce e nou? Întrebarea e dacă aici români și unguri și polonezi nu erau, acum la Roma se vorbea turcește. De acord. Dar vreau să-ți spun așa pe final, sondaj, nu neapărat... La Roma se vorbește italiană și clădirile alea frumoase stau în picioare, da, pe oasele unor oameni. Că agentul era 60, patogen, era... 62% dintre români, un sondaj pe care nu scot ăștia publicității, dar asta trebuie să ne pună pe gânduri, 62% dintre români nu și-ar apăra țara. Ar pleca în secunda 2 în care s-ar pune problema da, să ia arma mână. Foarte interesant asta. 62% eu cred că e puțin, rău. Eu cred că e cred mult că mai sunt mult. Sunt mai mulți, dar deocamdată atât. Eu cred că aia 38% care au zis că da, eu mă duc, erau așa mânați de niște un fals, un curaj fals. Da, dar în același timp 70 și ceva la sută n-ar vrea să trăiască sub ruși. Preferă sub americani. Păi normal. Da. Ce ți se pare? Dar nu te duci să-ți aperi țara să nu vină rusul. Să apere alții. Da. Vrei sub americani? Nu, fiară. Deci românii... Dă bine. Înjur doar pe rețelele sociale. Exact. Da? Că acolo nu poți să înjuri. Tu înjuri Europa că fac și că drec și... Da. Adevăr că fac prostii. Da, da. Dar țin o umbrelă de securitate totuși. Da? Când de fapt e singura ta șansă să nu fii mâncat... Oricum ești mâncat de ruși. Uite-te de unde vine petrolul în țara asta. Da? Nu mai zic și că... cum au fost infiltrați. De ce? Mă întreba cineva, dar cum... Ce au început toți acum cu tezaurul? Păi zic, uite, de ce care-i treaba cu tezaurul acum? Păi, na, ce, chiar așa de greu? Există șansa asta ca Rusia să chiar o ia în freză. Și atunci, se arată foarte mulți viteji. Mm-hmm. Până acum unde erau? Păi erau tot acolo, dar nu erau viteji. Ai și Mugur Isărescu, că el a scos acum documentația. Le-au crescut testicule. Și europarlamentarii noștri, dintr-o dată, au căpătat vigoare. La dacul românesc, da. I-a apărut testiculul. De ce? Că americanul dezumflă pe Putin. Da? Deci americanul dezumflă pe Putin și mie îmi apar testicule pe care nu le bănuiam. Și cu care mă dau dac liber. Da? Și cer niște aur înapoi. Și prețeluiesc. Dar să știi că pe săptămâna viitoare, pe 14, se va vota rezoluția.
Pentru că deodată rezoluția aflată acolo, poți să te duci chipurile să te iei de ruși dacă se întâmplă ceva. Acum, vor fi așa de mulți care vor cere despăgubiri încât o să fie coadă dacă se întâmplă minunea. Dar trebuie să zici cu China. Care e povestea? Ce se va întâmpla cu Rusia? Cu evidențele COVID. Are atâtea păcate în istorie pe care nu și le asumă. Nu și le asumă. E un articol foarte interesant, nu avem timp de asta, dar joi aș vrea să-l dezbat. Ăla din Insider? Despre satanism. Da, da. Da. Foarte interesant material. Chiar merită. Rusia, păi la câte păcate are fata asta? Maica Rusie, cum îi spune. În momentul în care o să dea peste cap lucrurile și în momentul ăla vine, tu intri în Ucraina, ok, și câștigi războiul în Ucraina și then what? O să înceapă insurgență. Normal. O să fie un veșnic război civil. O să înceapă insurgență, o să fie mitocănie, o să fie poduri care explodează, o să fie nasol. În plus, tu ai Rusia a câștigat destul de mulți bani din exporturi militare. Da. Toată lumea înțelege că armele tale sunt niște chibrituri legate cu sârmă. Știi unde se duc? Dincolo. Pe mine m-a amuzat o chestie spusă de... pe termen lung. Tu nu vei fi în stare să produci noi arme pentru că, unu, lumea nu mai are încredere să le cumpere. Doi, băieții tăi care erau inteligenți au plecat. Dintre ăia care au plecat în Rusia, cel mai mare segment este precis de băieți deștepți. Ție ți-au rămas oamenii care n-au putut fugi, vorbesc de bărbați, din motive financiare sau pur și simplu că nu i-a dus cap. Da, dar lumea încă e fraieră și se sperie, că asta vreau să-ți spun. A ieșit Medvedev și e delir, nu altceva. Ce să fac? Odată a spus că Rusia n-are granițe. Nu, păi dar nu știm asta, nu cânta ăla că Rusia e peste tot și a murit. A spus-o, totuși ești Medvedev. Ești președintele Consiliului de Securitate al Rusiei. Nu, e un bețivan. Așa. Îmi pare rău. Ăsta și are doi, că Germania n-a fost total denazificată. Extraordinar. Și vreau să discut știrea asta, dar nu putem să o discutăm că e 97. O lăsăm pe joi, dar ca să spui că Germania se descopere acum... A zis-o Zaharova. Da, în 2023, când Germania n-a fost complet denazificată, acolo se ascunde o vorbă. La nivelul ăsta nu se aruncă cu vorbe chiar de aiurea. Zaharova, da, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe. Da, și o să discutăm tot marțea, joia viitoare, mă țin de capul tău ca joi să ne povestești cum în China se șterge urma COVID-ului. A, dar asta e o știre. Cum să, da, e pentru mine o știre care a apărut pe comisarul, ne-a preluat pe noi, dar, mă rog. Și ne-a și citat odată, dar pe cine? Deci dispare și pe hârtie și pe suport electronic și pe format clasic, dispare orice chestiune care ar putea incrimina vreodată China. Este ordin de la Partidul Comunist. Da, și mai un ordin că se înarmează ca niște turbați, 200 de miliarde 230. Pentru armată, da, și 38 de fapt. Da. Păi stați un pic, în primul rând că cifra nu e reală, e mai mare. În al doilea rând că e așa o poveste complicată. Eu dacă vreau să intru peste tine, eu sunt China și tu ești Taiwanul și zic, bă, eu vreau să te intru peste tine. Uh-huh. Vin și... Cu clopoței? Vin și te tot ameninți că, bă, eu vin și zrup ușa, ai înțeles? Zrup ușa de dragi te găsesc. Și tu ce faci? Eu dacă vreau să te invadez, îți spun în fiecare lună că te invadez? Nu te întreb așa. Îți spun până nu mă mai crezi și... Adică îmi spui până nu te mai cred și mi-a doar vigilența. Că am povestea cu Ion și Lupu. Ăia te cred că știi... Ei au în față ce a pățit Hong Kong. Mă gândesc 2019. Că bau și eu poveste ca Ion și Lupu. La noi. Știi? Vine Lupu până adorm și nu mă mai tem de Lupu. A zis-o treaba asta, a zis-o George Friedman. Și zic, uite mă, am ajuns să mă uit la Friedman să-l văd cum se ia de China și spune lucruri care nu se puteau spune. Că pe care nu le-a spus ani de zile, deși erau, se întâmplau. Dar de ce le spune acum? Continuarea numărul viitor. Joi. Pentru că e târziu și ne înjură băieții ăștia din redacție. Vă mulțumim tehnica. Că a stat alături de noi și vă dorim să fiți de partea binelui. Și să fie Facebook-ul valid, să putem avea emisiune. Că astăzi ne întrebam și dacă din cauza mai funcționim că, sau da, nu. Din cauza că a picat Facebook-ul ăsta, cred că este timpul să anunț că vom... În următoarele câteva săptămâni o să începem să migrăm cu emisiunea asta către serverele noastre, pentru că pe băieții ăștia la un moment dat nu te mai poți baza, oricum ne cenzura, nu poți să permiți să vorbești liber. O să începem să organizăm, să transmitem emisiunea pe serverele Epoch Times, să depindă foarte puțin de Facebook și YouTube și, bineînțeles, o să punem o bucată din emisiune la început, așa cum fac și colegii noștri din New York,
și o grămadă de alte persoane, o bucată pe YouTube, o bucată pe Facebook, ca lumea să vadă că există acolo și continuarea la noi pe serverele noastre. Vă urăm o seară bună, ne vedem joi la ora 8. Numai bine! Thank you.